România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Nu sunt surprins de alegerea făcută, a spus domnul Câțu, cu o siguranță de sine demnă de o perioadă mai bună a României. La cum s-a organizat congresul și votul din PNL, cred că nimeni nu este surprins. Când politicienii români se întreabă de ce nu au cetățenii încredere în ei, ar trebui să se uite și la ziua de sâmbătă, da? Și la ce spune poate domnul Orban astăzi, când afirmă, printre altele, că la Congres președintele României a încălcat Constituția, că Comisia de Control a SRI ar trebui să cerceteze acest subiect, că puterea de stat a fost folosită pentru intimidarea membrilor PNL și că nu e firesc să vezi miniștrii cum renunță la drepturile și libertățile democratice pentru a supraveghea votul. O grămadă de semne de întrebare. Dar mai mult decât atât, alegerea domnului Câțu nu este rezolvarea multiplelor crize prin care trece România. Unii ar spune chiar că agravează situația. Este doar un episod dintr-o perioadă turbulentă care va deveni și mai complicată, de aceea merită să o descriem puțin. Așadar, România se confruntă cu revenirea pandemiei, chiar la cote mai mari decât valurile anterioare. Această nouă variantă de virus ne-a prins evident nepregătiți, nevaccinați, cu restricții puține și dintre cele neaplicabile. Spitalele sunt deja pline, sentimentul de neîncredere este sporit, campania de vaccinare e un eșec. Pur și simplu, nu mai funcționează în momentul ăsta să spui că USR Plus este de vină. Peste criza sanitară, România trece printr-o criză economică de dimensiuni mari și care i-a lovit pe majoritatea locuitorilor. Sunt cele mai mari prețuri din istoria recentă, sentimentul de sărăcie îi apasă pe mulți dintre noi. Pur și simplu, viața aici a devenit brusc mult mai grea. Și asta înaintea unei ierni care va aduce cele mai mari facturi din istorie la energie și căldură. Dacă spun acum că vom trăi o traumă socială, cred că spun prea puțin. N-am mai vorbit aici de mult despre criza bugetară, dar nu uitați că țara noastră trăiește de multă vreme pe împrumut. Singura veste bună este că astăzi Comisia Europeană ne aprobă un plan de ajutor de miliarde de euro. După alegerea domnului Câțu, USR Plus și-a întărit hotărârea de a nu reveni la guvernare, cel puțin așa vorbește. Cei doi candidați la președinția partidului, domnii Cioloș și Barna, spun că se vor întoarce doar dacă pleacă Florin Câțu. De asta premierul a lăsat ușa deschisă colaborării cu alte partide. El spune că va discuta cu toate partidele din Parlament ca să asigure sprijinul guvernului său slăbit, inclusiv PSD și AUR. Mâine așteptăm o hotărâre a Curții Constituționale care va spune dacă moțiunea de cenzură depusă de USR Plus și AUR poate fi dezbătută, dar chiar dacă nu va fi așa, atunci guvernul Câțu va trebui să obțină un vot pentru schimbarea componenței politice. Așadar ne îndreptăm fie spre un nou guvern, fie spre un guvern minoritar care va trebui să negocieze cu oricine orice decizie. Fie spre revenirea USR Plus la guvernare. De ce să nu se întâmple și treaba asta? 0372069599. Eu astăzi vă chem la dezbatere pentru a ne spune, în aceste condiții, voi ca cetățeni, ce așteptați și ce soluții vedeți? Îl repet, să ne sune și membrii PNL din cele mai îndepărtate colțuri ale țării. 0372069599. Cum vedeți rezolvarea actualei crize politice? Trebuie să se întoarcă USR Plus la guvernare? Sau ați dori un guvern minoritar sprijinit de PSD și AUR? Cum o să arate, domnule, România în săptămânile următoare? 0372069599. Mircea deschide dialogul nostru de astăzi. Salutare! Salut, Cătălin, și salut toți ascultătorii care sunt pe aceeași lungime de undă cu noi. Cum văd România în perioada imediat următoare?
ca pe un stat extrem de slăbit. Acest partid PNL împreună cu USR a ajuns la putere promițând reforme. Și de un an de zile am fost șocat să constat că absolut niciunul din politicienii de dreapta nu înțeleg exact ce înseamnă acest cuvânt reforme. Ei nu sunt nici măcar în stare să înțeleagă că statul român nici măcar nu are capacitatea să implementeze aceste reforme. Și o să-ți explic imediat ce spun acest lucru. Spun acest lucru pentru că am auzit și la Congresul PNL rostindu-se de foarte multe ori acest cuvânt reforme. Dar a ajuns deja un nou limbaj de lemn. E rostit fiindcă dă bine la public. Dar ei nu înțeleg ce înseamnă o reformă. O reformă sau o revoluție reprezintă singurele modalități prin care un stat poate fi modificat, transformat fundamental. România are nevoie de o transformare fundamentală, de asta suntem cu toții de acord. De asta au și câștigat alegerile cei de dreapta. Perfect, de acord cu tine. Ceea ce au comun revoluțiile și reformele este că ele se fac prin forță. În cazul reformelor este clar. În cazul revoluțiilor, mă scuzați, este clar. Este vorba de forța revoluționarilor. Este o reformă pornită de jos în sus. În cazul reformelor, întotdeauna reformele sunt transformări, modificări pornite de sus în jos. Și este nevoie de forța statului. Forța Parlamentului care trebuie să legifereze ceea ce trebuie și nu ceea ce este popular. Aici e clar că vechea clasă politică nu și-a dorit aceste lucruri. De asta s-au făcut doar câteva lucruri punctuale. Forța Guvernului care trebuie să administreze lucrurile corect și să impună de sus în jos niște modificări fundamentale în stat. Guvern care va trebui să negocieze, să explice unor mase largi populare care vor fi dezavantajate de implementarea acestor reforme. Forța autorităților statului, poliție, jandarmerie, armată, care va trebui să gestioneze poate niște situații de criză, okay. Să le gestioneze democratic. Ce crezi că se va întâmpla în perioada următoare? E clar că aceste reforme nu vor mai exista. Iar în perioada următoare, în perioada imediat următoare, să nu până la următoarele alegeri, fie ele anticipate sau nu, vom avea parte numai de guverne slăbite, slabe și care vor fi la cheremul Parlamentului și la bunul plac al opiniei publice. Cheremul Parlamentului, ascultă-mă o secundă, nu există cheremul Parlamentului. Parlamentul este forța conducătoare într-un stat al nostru. Da, poate m-am exprimat greșit. Vor fi la cheremul Parlamentului în sensul că nu vor putea să aibă niciun program cap-coadă, pentru că întotdeauna va fi întrerupt ba de opoziție, ba de cei care astăzi... Zi mai pe șleau așa, fii atent, Mircea, zi pe șleau, că de câte ori va vrea PNL să facă ceva, va trebui să negocieze, fie cu DMR, fie cu PSD, orice mic lucru pe care va dori să-l facă. Asta s-a mai întâmplat cu data asta. Da, și nu va putea face nimica, pentru că PSD-ul nu va negocia ceva în binele României. Și la noi poziția din România merge pe principiu două încolo de țară, lasă să se ducă în IB, să-și rupă ăștia gâtul ca să ajungem noi la putere. Aici sunt de acord, mai ales când a fost vorba de restricțiile sanitare și de campania de vaccinare. Iar reformarea, că de aici, dacă totuși s-ar vrea, dacă ar înțelege politicienii ce înseamnă reforma, ar trebui să înceapă cu întărirea autorității statului. Modificări legislative și constituționale și abia după aceea încep să rezolve mult mai multe. Ai fi de acord ca USR Plus să se întoarcă la guvernarea asta? Să știți că nu se va întâmpla nimic. Da, aș fi de acord. Poate ar da un pic de stabilitate pe viitor și ar rezolva niște probleme mărunte, dar nu ar rezolva pe problemele de fond ale României, pentru că, repet, nici conducătorii USR-ului nu înțeleg ce e o reformă. Și nu știu cu ce să înceapă. Folosesc cuvântul lipsit de conținut. Mulțumesc. Chiar te rog, având în minte această idee că reformele, ca și revoluția, au nevoie de forță, chiar te rog, când mai prins un politician pe care l-auzi rostind în prezența ta cuvântul reformă, să te explice exact cum are el de gând, cum vede el implementarea unor reforme în România. Aici. O să-i aduc la emisiune, să vorbesc cu voi. În fața opiniei publice și în fața doamnei Șoșoacă. Mulțumesc tare mult. Acum nu știu dacă tremură statul român în fața doamnei Șoșoacă, a opiniei publice. Din când în când ar trebui să tremure. Ovidiu, salutare, ești la România în direct. Ce căi de rezolvare pentru ce avem în față, vezi? Ovidiu, salutare. Nu ne auzim cu Ovidiu. Mulțumesc tare mult. O să încercăm să facem legătura asta. Hai să vedem dacă e Bogdan. Salut, Bogdan. Salutare. Sunt multe de spus la întrebările tale de astăzi. Ce vreau eu să spun ar fi următorul lucru. Cred că în momentul ăsta, în anii ăștia, trăim prostia și nepăsarea poporului, a oamenilor care au ieșit în număr destul de mii la vot. Cred, și poate că sunt un pic subiectiv, cred că dacă procentele USR Plus erau mai mari decât ale PNL-ului,
USR Plus reușea să dicteze traseul și reformele într-o guvernare. Vrem, nu vrem, USR Plus n-a fost decât o rotiță la un mecanism care 30 de ani este putred. Ăsta e progresul societății românești. Corect. Elitele sale atât au putut să pună în momentul acesta în Parlament. Asta e situația, cum o rezolvi? Adică, cum crezi? Accepți un guvern minoritar care să negocieze orice decizie? Mai bine să plece domnul Cîțu, să se întoarcă USR Plus? Trebuia să plece, cred că trebuia să plece de la început. Și oricum nu rezolvă din punctul de vedere faptul că a luat șefia PNL-ului, nu îl ajută cu nimic absolut. Nu va face poate orgoliu personal. Își mai bifează acolo în CV-ul dumnealui o funcție. Dar pentru cei care au votat și pentru cei care și-au pus o speranță în guvernul ăsta de dreapta, nu este decât o dezamăgire în plus și nu face decât să basculeze o rabă de voturi PSD-ului, din păcate. Și istoria o va demonstra. În anii ce vor urma. Posibil. Deci nu vezi nicio rezolvare la toată povestea. Nu. Din păcate nu. Și sunt foarte dezamăgit de treaba asta. Da, trebuie să admitem că oricât de șocant, sau trebuie să recunoașteți că este șocant modul în care această alianță de dreapta a pulverizat tot ce înseamnă încredere, da? Deci a făcut praf într-un an de zile, fără a avea un dușman foarte puternic, adică nu a fost supusă unor presiuni politice majore, ci doar s-a confruntat cu crize punctuale pe care n-a știut să le rezolve și mai mult a distrus propria coaliție. Absolut. Dacă mai dați voi un minut, vă rog. Dacă, eu sunt, spun de vreo că sunt subiectiv, sunt membru unui partid, nu-i dau numele, așa. Care, mă rog, a ieșit de la guvernare, haide ca să nu... Da, așa, dar e evident, da, nu te ascunde, da. Așa, ce vreau să spun eu? Noi ne-am chinuit să înființăm o filială într-un oraș care de 30 de ani este PSD. Și am fost o mână de 5-6 tineri naivi, care am zis că trebuie să facem ceva în comunitatea noastră, să ne asumăm. Răspunderea, imaginea, familia, să ne expunem dacă e nevoie și... Chiar au fost riscuri, din punctul ăsta de vedere. Dar noi am fost undeva la 6-7 membri. Trebuie să înțelegem și oamenii care spun că politica e de vină și că politica nu e de noi, domne, noi stăm deoparte. Trebuie să înțelegem că fiecare partid trăiește în urma unui statut, după un statut. Ca să respecte acel statut are nevoie de oameni, de oameni într-o filială. Da? Ori dacă oamenii de valoare dintr-o comunitate, ingineri, profesori, doctori, nu fac pasul să-și asume și să intre în politică, acea filială, ca să trăiască, este obligată să-și apeleze la văr, la nepot, la o cunoștință, cu bani, fără bani, da? Care să vină în filială să facă un număr de membri și care să voteze la un moment dat. Ce interesant și ce important e chestiunea asta, da? Și este un cerc vicios de care partidele vechi, gen PSD și PNL, au profitat la un moment dat și de aici în 30 de ani s-a ajuns la niște cercuri și la niște ramificații, pentru că, din păcate, așa s-a făcut politica în România. Da. Și acum tragem ponoasele. Îți mulțumesc tare mult. Îți mulțumesc tare mult. Știți ce se întâmplă? Odată cu depopularea României, s-a pierdut o vână de oameni care ar fi intrat în toate partidele, adică oameni buni, serioși, care au plecat. Și sigur că partidele astea vechi și-au construit de acum sisteme de influență și de protecție care sunt uneori desperiat, adică unele dintre ele arată ca în perioada comunistă. Fie că e vorba de PSD, fie că e vorba de PNL, ele întrețin un sistem de valori proprii, da, un sistem de valori propriu care îi dă afară pe cei mai buni dintre oameni la un moment dat. De fapt, asta e una dintre marile probleme. Paul, salutare! Bine ai venit la România în direct! Bună ziua, Cătălin! Eu niciodată, la nicio rundă de alegeri, nu am votat cu PSD, ALDE și alte USL și alte partide de genul ăsta. Am votat întotdeauna numai cu dreapta. Fie că a fost PNC, fie că a fost PMP, PDL, mă rog. La următoarele alegeri chiar nu mai mă interesează. Sunt primele alegeri la care probabil că nu voi mai participa. Chiar ultima dată am decis să mă și implic puțin politic. M-am înscris într-un partid,
de care ulterior s-a dovedit că nu a fost ceea ce speram, s-a ieșit la guvernare, foarte bine că s-a ieșit la guvernare, dar ce citesc acum pe grupurile, pe grupurile noastre interne, te ia durerea de cap. Nu există nicio șansă de creșterea partidului, vă dați seama că vorbesc despre USR Plus, da? Nu există nicio șansă de creștere. Oamenii noștri se gândesc la, în perioada respectivă, în perioada actuală, să relanseze lupta împotriva corupției, să relanseze, foarte frumos de altfel, fără penali în funcții publice, chestii foarte frumoase, dar păi mie mi se par la ora actuală tot. Poftim? Ce ai aștepta? Puțin mai multă adecvare la realitățile zilei. Adică, sigur, e frumos să fii un partid mai elitist, trăiești din bula ta, vorbești frumos, dar lumea are cu totul alte preocupări. Adică vrea partidul ăsta să rămână la 10, 12, 8%, foarte bine, atunci să continui pe astea, altfel admirabile aceste obiective. Nimeni nu contestă că e nevoie în permanență de așa ceva. Mi se pare o inadecvare totală. Dă-mi o soluție la ce trăim astăzi, da? Nu este o soluție, nu există soluții la ce trăim. Este o bulă nu, care... Eu ți-am dat situația exactă, fii atent. Deci guvernul Cîțu se va prezenta în Parlament, își va căuta sprijin. Va pica. Ah, asta spui tu că guvernul, se va pica. Guvernul Cîțu va pica, sigur. Deci nu există niciun dubiu. Sub orice formă, fie că va fi dat drumul de la Curtea Constituțională la actuala moțiune de cenzură, fie va depune PSD-ul alta, fie nu vor trece miniștri în Parlament. Într-o formă sau alta va cădea. Toată lumea știe că va cădea. Nu este omul care să conducă... Și probabil că va fi numit un lacheu, gen... O de Ciucă și o chestie de genul ăsta, îl va numi Iohannis pe unul dintre ei, care va trece, că la alegeri anticipate nici vorbă să ajungi. Păi și atunci de ce să numească pe cineva care va trece dacă poate să obțină sprijinul PSD din prima? Nu va obține niciun sprijin la PSD pentru Cîțu, vă spun sigur, ne mai auzim. Nu sigur că ne mai auzim PSD că... pentru Cîțu. Lor le-ar conveni PSD-știlor să rămână în Cîțu, dar cred că nici ei măcar nu-și permit să mențină un mort în vitrină. Chiar nu cred. Da. Îți mulțumesc tare Vor obține același rezultat cu o altă figură. Vă mulțumesc tare mult. 0372069599. Emisiunea asta aici pe Facebook. Mă uit și acolo la unele comentarii. Vorba unui prieten. Alegeri în PDL au fost în PNL când? Foarte interesante alegerile astea în PNL. Nu rezolvă mare lucru, dar uite că acum societatea trebuie să se uite săptămânile astea la ce fel de guvern va veni și va conduce țara asta și ce poate el să facă. Salut, Cristian, dă tu o soluție. Salut. Din punctul meu de vedere, o soluție cât de cât ok, nu aia ideală, ar fi să se întoarcă USR la guvernare, în coaliție, bineînțeles, fără domnul Cîțu premier. Spun că nu este aia ideală, pentru că ideal era ca de la început să discute între ei, să știe premierul să facă niște negocieri, să știe să facă niște compromisuri, să știe să facă până la urmă politică, astfel încât lucrurile să meargă bine cât de cât în coaliție și să-și ducă mai departe ce planuri au promis ei că fac și din care n-au făcut nimic. Dar din păcate, cred că domnul Cîțu va persista în a, mai ales că acum este și președintele partidului, în a rămâne premier. Probabil că se gândește că este ok să aibă un guvern minoritar, dar nu va putea implementa niște soluții pentru partea asta economică și financiară, astfel încât să putem să progresăm un pic, să ieșim din criza asta și să și progresăm un pic. Cristian Tudor Popescu spunea sâmbătă seara, când am vorbit aici împreună, că domnul Cîțu poate guverna minoritar, dacă deciziile sunt cele corecte. Am văzut și eu o emisiune și spunea că dintre cei doi îi vede pe domnul Cîțu mai degrabă să ia niște măsuri mai ferme, nepopulare și așa mai departe. Dar e greu să iei niște măsuri ferme și nepopulare în momentul în care nu ai o susținere parlamentară. Iar nu vă da probabil susținere numai pe partea în care știți, e chestia aia cu datul și promisul. Hai să facem
pensiile mari, hai să dăm nu știu cât ajutoare și așa mai departe. În mod natural... Dar nu-l pot pe PSD să aprobe în Parlament niște proiecte de lege care să implice niște transformări în partea financiară și economică. Și asta e prima chestie, este că habar nu mai am acum și nu văd deloc în niște statistici sau așa, care este nivelul de colectare al TVA-ului, să zicem, sau al taxelor la stat. Uitam să verific. Senzația este că se trăiește mult din împrumuturi și nu dintr-o eficientizare a asta este evident. Știi că România este mereu sub cotele europene de colectare. Da. Am să verific. Nu mai știu cât erau, dar în orice și caz nu era foarte au mult. Au tot spus de chestia aia cu hai să digitalizăm, hai să facem. Hai. 6 luni de zile nu am auzit nimic despre asta. Și nici dacă vin banii la PNR, în care era o componentă acolo cu digitalizarea României și inclusiv a ANAF și a ce mai trebuie, nu o văd implementat. Vreau să spun că în mod natural, îți mulțumesc tare mult, Cristian, în mod natural PNL și PSD se înțeleg mai bine. Ele cunosc România mult mai bine decât adversarilor politici. Știu sistemele ei de funcționare. Își cunosc alegătorii mult mai bine pentru că sunt răspândiți peste tot și de foarte multe ori au interese comune. Iată modul în care se aleg primarii, modul în care funcționează administrația, pe bază de clientelă politică, plata unor pensii speciale de care toată lumea este interesată, crearea unor companii în care să-ți pui clientela. Da? Astea sunt lucruri pe care cele două partide știu să le facă prin alternanță de aproape 30 de ani. Că au idei mai la stânga sau mai la dreapta în privința distribuirii banului public, asta este aproape singura diferență dintre aceste două formațiuni. Ele încep să se întâlnească chiar și în chestiuni culturale sau religioase, da, de când ambele au devenit extrem de conservatoare. Deci colaborarea dintre ei ar putea să meargă brici. Cătălin, salut, ești la România în direct. Căutăm o soluție la criza guvernamentală după alegerea premierului Câțu ca președinte de partid. Bună ziua și salut la toată lumea. Sunt în mașină, sper că sunt auzit. Să vorbești mai tare, ne-ar ajuta pe toți. Ok. Soluția este cea pe care au făcut-o și nemții după rezultatul alegerilor. Când CDU cu, mă rog, socialiștii germani au guvernat foarte bine cu doamna Merkel. Deci asta e singura pe termen mediu până la alegeri ca să poată fi un guvern și să ia măsuri serioase fără niciun fel de problemă. Adică un USL. Adică un USL, nu? Asta zici. Adică un fel de USL, da. Corect. Cinstit, așa pe față, da, să zici. Deși premierul Cățu, ai văzut, s-a jurat pe roșu, cum se spunea în copilărie, la congres, domnule, PSD cel mai mare dușman. N-am, sincer, nu prea văd pe unde. Asta e poziția lui Iohannis, decât al lui Cățu, că vă știm cu toții că domnul Cățu este doar o trâmbiță, nu? Acum nu mai e pe... Da. E, când ți-o spune poporul, parcă altfel sune decât când ți-o spune un jurnalist. Mă rog. Da, corect. Da. În altă ordine de idei, asta ar fi soluția pe termen lung. Am auzit un ascultător înaintea mea cu măsuri mai puțin populare. Păi ce înseamnă măsuri? Să din 4 milioane de săraci să facă 1 milioane de săraci? Adică ce mai nepopulare să mai faci decât că nu poți să-ți plătești întreținerea? Adică nu mai înțeleg aici. Păi... O altă chestie care nu mai înțeleg la postul dumneavoastră e vis-a-vis de acest USR. Și sunt foarte simplu. Acum X ani, mi se pare că pe perioada domnului Moise Guran s-a ieșit în stradă că a vrut să-i se ia numirea magistraților domnului Iohannis. Acum USR a făcut același lucru. De ce nu sancționăm la fel același lucru? Stai că nu înțeleg aici, că nu-mi dau seama cum să-i se ia numirea. Acum, punctual. Da, adică cum să-i se ia numirea domnului Iohannis? Păi, vă aduceți aminte cu Dragnea și cu domnul Toader la vremea respectivă că era numirea
magistraților, înalților magistrați. Să nu mai ajungă la președinte. Da, asta spune că era scoasă cu totul la președinte. Da, mi-aduc aminte episodul. Subiect a făcut USR-ul acum. Ceea ce spune USR Plus nu zice să nu îi să ia numirea la președinte. E o chestiune mai fină. Atenție! Ceea ce invoc USR Plus este faptul că domnul Iohannis și-ar fi dorit ca el să coordoneze numirile, adică să le pună de la început, fără să lase lanțul firesc, adică trecerea pe la Ministerul Justiției, CSM, și pe aia să ajungă la președinte. Că și-ar fi dorit mutări în plic. Asta zice USR Plus. Nu vă supărați pe mine, dar astea sunt nuanțe. Fondul era că tovarășul X a vrut să numească oamenii fără consultări prealabile. Da. Ăsta era, da, ăsta e fondul. Păi, întâmplarea cealaltă nu era, era scoaterea cu totul a președintelui din acest demers. Sigur că România, repet, avea rezolvat această situație în anul 2004. O lăsase Cristian Diaconescu rezolvată. A dezrezolvat-o Traian Băsescu împreună cu Monica Macovei, care au reintrodus numirea politică. Corect. Să spunem acest lucru. Da, de atunci încoace tragem ponoasele. Cine e mai bine să numească? Chestiunea asta. Din punctul meu de vedere, cel mai bine e să vadă justiția acolo, ei între ei, după care la sfârșit domnul președinte să aibă un drept de veto sau nu. Asta, cred că asta ar fi firescul lucrurilor. Suntem de acord. Aici. Suntem de acord cu punctul ăsta de vedere și sper că mai devreme sau mai târziu să întâmplă asta, că dacă vă uitați și a spus tovarășul Dragnea și zic eu și tovarășul Orban, au spus cam același lucru la televizor, și anume implicarea domnului Pahonțu, implicarea domnului Helvic, implicarea domnului Coldea. Te referi la declarațiile de astăzi ale lui Ludovic Orban. Foarte dure declarații. Sâmbătă, și suprapun cu ce a zis Dragnea, sâmbătă. Sau sunt vineri, aproape sau... identice, da? Hai să citim. Stai o secundă alături de mine, că nu le-o fi auzit toată lumea. Și acum citesc, da? Sâmbătă și duminică am asistat la cele mai grave încălcări ale normelor democratice într-un partid politic. După o campanie în care racolarea s-a făcut cu arcanul, în care s-au dat afară zeci de susținători ai mei de către echipa Câțu, au fost utilizate promisiuni de bani publici în care președintele PNL a fost mai atacat mai mărșav decât PSD. După care mai spune că Comisia de Control a SRI ar trebui să cerceteze acest subiect, adică că s-ar fi implicat SRI. Că puterea de stat, adică bani de la stat, au fost folosiți pentru intimidarea membrilor PNL. Și numește asta lovitură de partid. Asta zice domnul Ludovic Orban astăzi. Da, declarațiile sale, în mare măsură, seamănă cu ale lui Liviu Dragnea. Adică ar fi o forță. Da. Sigur că da. Ai o apreciere corectă asupra situației. Acum, am spus, acest congres nu a făcut foarte multe lucruri bune democrației, nu congresul în sine. Nu a făcut nimic, da. Nu congresul în sine. Nimic, din contră, ne-a băgat mai jos în tenebrele totalitarismului. Da. Știți, îți mulțumesc tare mult, Cătălin, spor la treabă. Știți care e situația? Că multe, în momentul în care politicienii se vor întreba, bă, dar de ce n-are încredere poporul în noi? Păi, uite cum ați procedat voi. De la strângerea 5.000 de oameni în cote în timpul pandemiei, de la, cum au zis, mă, că n-au reușit să aloce niște cazuri de coronavirus care ar fi dat o incidență mai mare și ce să vezi, poate ar fi fost împiedicat congresul. Știți că șefa de la DSP a zis că s-a rătăcit între cifre și a zis, dom'le, n-am avut resurse să alocăm cazurile, 4.000 de cazuri, n-am putut să le alocăm și de asta n-am reușit să le dăm public. Și Vlad Voiculescu a semnalat din nou acest lucru. Iar au pierdut cazuri înainte de congres. Oliver, salut! În ce situație ne aflăm? Bună ziua tuturor! Ce pot să spun? Criza aceasta, criza politică, nu știu cum se poate rezolva decât dacă domnul Câțu va renunța la postul de premier spre binele României. Pentru că un guvern minoritar până în 2024 este de-a dreptul o catastrofă pentru țara asta, pentru toată lumea. Nu poți să ai un partid care să guverneze după voturile unei opoziții care stă în majoritate și să ia doar decizii bune. Și, bineînțeles, opoziția să aplaude, da, mergeți mai departe. Adică tu zici așa, să plece domnul Câțu, domnul Iohannis să facă o nouă propunere cui o face partidelor de dreapta sau PSD-ului, să-și constituie alianțe
și să vină la guvernare cu o structură serioasă care să răspundă momentului, adică cele trei crize pe care le-am numit. Exact. Câțu poate să rămână președintele PNL, da? După dorința domniei sale de la Palatul Victoria, și atunci, numai bine, poate să propună un alt premier. Da? Nu știu, un fel de model Dragnea, ca să zicem. Deci, cred că rămâne președintele partid, chiar dacă e, să zicem, n-are el toată decizia acolo, da? Și să fie altcineva premier. Nu știu cine. În PNL există destule persoane capabile, gen Boc, dar, într-adevăr, domnul Boc are un background mai neplăcut. Da, sigur. Când a fost ai zi, pe șleau, 4 milioane de români, nu uită că domnul Boc le-a tăiat salariile, ce să mai... Exact. Ce să mai una degeaba altă? Degeaba este un premier, primar foarte bun în Cluj, pentru că atunci când a fost premier, a făcut ce a făcut. Da? Chiar dacă n-a fost decizia lui. Și atunci mai avem pe domnul Bolojan. Însă domnul Bolojan s-a înfămat la un alt proiect. El vrea să dezvolte județul Bihor și atunci iarăși pică varianta domnul Bolojan. Bolojan, acum să vedem cu cine poate. Ilie Bolojan are parte de admirația unei mari părți a populației, pentru că imaginea sa e foarte bună. Adică multă lume spune că acolo, în Bihor, se întâmplă lucruri care ar trebui să se întâmple peste tot. O nuanță, dar atât cât poate să fie o fotografie. Știți că există o fotografie de zilele astea de la Congres, când la intrarea președintelui Iohannis multă lume, sau mai toată lumea în picioare, și domnul Bolojan încă pe scaun, probabil că s-a ridicat, dar e o fotografie care spune întotdeauna cât 1000 de cuvinte, n-am văzut imaginile ulterioare, dar a fost acolo un mic gest care arată atitudinea unei părți din PNL. Mă întorc la tine, Oliver, scuze. Da. Sincer, pentru binele întregii țări, pentru binele tuturor cetățenilor din această țară, o altă soluție nu văd decât domnul Cățu să facă un pas în spate din postura de premier, nu președinte de partid, și să lasă pe altcineva să fie premier. Că este din PNL, că este din USR Plus. Nu contează până la urmă chestia asta pentru noi, pentru cetățenii României. Pentru dumnealor, da, din păcate, acest lucru contează foarte mult. Sunt niște orgolii de politică, orgolii personale și nu știu dacă se va materializa până la urmă acest lucru. Dar trebuie să cedeze ambele părți, atât PNL cât și USR Plus. Pentru că ambele părți sunt vinovate în această criză politică. Ambele. Ai deschis... Pentru că să nu uităm. Ai deschis tabla de șah. Știi cum e, Oliver? E ca la șah. În acest moment i-ai transmis domnului Cîțu următorul lucru. Domnul Cîțu, mergeți dumneavoastră la Senat, fiți președintele Senatului, că am văzut că doamna Dragu e pe cale să piardă poziția asta, ocupați această înaltă demnitate în stat, reorganizați alegeri la președinția Camerei Deputaților, dați-i voie unui alt premier să conducă o nouă coaliție de dreapta și, ce să vezi, s-ar putea ca toată lumea să fie mulțumită. E, exact. E bine așa? Pentru mine ar fi super și cred că pentru toată lumea ar fi super, mai puțin poate tabăra PSD în funcție de ce vor face până în 2024. Pentru că dacă nu vor face reformele de care țara asta are nevoie, da, reformele, cuvântul ăsta au devenit practic un clișeu. Da. Toată ziua auzim deja de un an de zile numai reforme. Problema e, dacă USR-ul nu intră la guvernare, sunt în opoziție, după mine, tot se vor reloda. Să nu uităm, în 2019, la europarlamentare, aproape au bătut PSD-ul. Da? Aproape au bătut PSD-ul. Da, a fost un moment de criză media, și de furie. După acele... nu mai știu cât a fost. 22,5% pentru da. PSD, 22% pentru USR. Cam ceva de genul ăsta. În nici 6 luni, până la prezidențiale, USR-ul s-a dus la 14%.
Da, pentru că a lipsit demonul, așa cum se întâmplă în alegeri. Mulțumesc tare mult, Oliver. Analizele voastre sunt întotdeauna mult mai bune decât ale noastre, ale jurnaliștilor, și ideea prezentată de tine chiar ar putea rezolva această criză politică, sigur, dacă nu s-ar izbi de orgolile personale. Nu uitați că domnul Iohannis a spus: Florine, nu ai de ce să demisionezi. Dar poate îl demisionează Parlamentul. Nu poți să știi. Cristian, căutăm soluții în continuare. Salutare! Vă salut, domnule Striblea. Din Cluj vă sun și înainte de orice, foarte rapid, aș vrea să demontez acest mit buc, care văd că este foarte încetățenit în restul țării. E frumos, domnule, la Cluj. Noi când venim la Cluj e foarte frumos. Nu este, domnul Striblea. Nu este. Acum, sigur, depinde cu ce compar, că dacă compar Clujul cu Fălticenul sau cu Văscăuții, sigur, e mai bine. Fără discuție. Dar noi nu cu asta ne comparăm. Dar cu ce? Și nu acolo tragem. Cu ce noi comparați? Ne comparăm cu orașe similare din centrul și vestul european. Katowice, Linz și așa mai departe. Uite, asta e frumos, că sunt ambiții mari. Bravo. Pentru noi, când venim acolo, prost, e frumos. Clujul, da, ce să zic. Stă prost. Okay. Vă asigur. Știu. Dar uite, nu asta e tema discuției noastre și n-aș vrea să divaghez. Probabil o să faceți odată o discuție și despre chiar mai repede orașele decât din România. Chiar luna viitoare, foarte faină, da. Chiar luna viitoare, deșteptarea României are această temă. Deci pregătiți-vă. Excelent. Bine, revenind la temă. Să știți că deseori, de fapt aproape întotdeauna în emisiune dumneavoastră, pentru care vă și felicit, întrebați ascultătorii: dom'le, ce e de făcut? Care e soluția? Ce se poate face? Iar cazul acesta al nostru în discuție astăzi este unul din acele cazuri, cred eu, unde nu e nimic de făcut. Nu mai e nimic de făcut. Adică, singurul lucru rezonabil și rațional care ar fi putut și trebuit să se facă ar fi fost plecarea domnului Câțu. Din conștiința dânsului, pentru că, bun, ok, ai condus beat în America, te-a prins, ai făcut pârnaie o zi sau două sau o săptămână, ai luat banii băncii din America și ai uitat să-i mai dai înapoi, bine și asta. Dar totuși este un om matur astăzi și poți gândi, mă, toată nenorocirea asta din România și criza politică în pandemie și în criza economică se rezolvă atât de simplu și de repede prin plecarea mea din postul de prim-ministru. Atât. Pur și simplu atât. Nu e o lume, nu e o tragedie. Nu se prăvale universul peste capul dumnealui. Mai ales că ți se va da o funcție. Mai ales că n-o faci gratis. Adică, ați văzut, negociezi și cu stăpânul de la Cotroceni, negociezi și cu echipa câștigătoare și zici, bă, eu... Ok, fac gestul ăsta, scot țara din nenorocire și din criză, prin plecarea persoanei mele. Bun, ce-mi dați la schimb? Sunt sigur că ar fi primit ceva, că la noi știți că așa funcționează prin Balcani. Sunt președinte al Senatului, știm cu toții. Frumușel, frumușel. Nu-i de colo totuși, nu? Nu e de colo. E, nevrând să facă chestia asta, totul, și bineînțeles fiind susținut de stăpânul de la Cotroceni, totul se blochează, se gripează și nu mai există efectiv căi de ieșire. Nu există cale de ieșire. Este ca patul la șah. Mai e cealaltă cu orgoliile. Dacă îl îndemnați pe Florin Câțu să treacă peste orgolii, puteți să îi îndemnați și pe Dacian Cioloș și Dan Barna. Lăsați-vă orgoliile departe, deoparte veniți și salvați țara. Asta e. Păi, înghițiți nu merge gălușca, așa. Nu? Nu? Nu merge așa, pentru că știm ce s-a întâmplat acolo. Da. Și asta ar fi fost singura soluție rezonabilă și rațională. Și să știți că vorba dumneavoastră, și aveați dreptate, domnul Câțu nici n-ar fi ieșit chiar așa de ponosit. Acum s-a ales sau a fost reales prin persoana domnului Iohannis din nou președintele PNL, care de fapt e domnul Iohannis, dar domnul Câțu e un fel de proxy și intermediar și este în regulă așa pentru ei, desigur. E, s-ar fi făcut președinte la Senat, salariu frumușel, viață bună. Care ar fi fost problema, de fapt? De ce nu? Miza fiind țara, nu persoana ta, Florin Câțu. Că ar fi o înfrângere și pentru Klaus Iohannis asta? E, se mai întâmplă. Vorba dânsului, ghinion, nu?
E o țară de salvat. Probabil că cântărind cu palma stângă țara, palma dreaptă câțu liniuță Iohannis, nu trage mai greu în jos cea stângă, domnul Striblea. Dau seama că asta e o victorie a la Pirus, victoria lui Florin Câțu în această situație. Da, dar poate nu muse ca el să fie înfrânt dacă își va negocia un guvern minoritar, ci s-ar putea ca noi să avem foarte mult de suferit cu un guvern minoritar care va negocia orice filă de program. Aia e. Știți cum e? Aia e și problemă. Poate aș vrea să închei, dar asta aș mai vrea să apuc să o spun. Domnul Striblea, cei care trag bonoasele rele de tot de pe urma acestei nenorociri politice suntem noi. Adică ăștia la alți. Ei sunt cauzatorii bonoaselor, nu cei care și suferă de pe urma a ceea ce cauzează celorlalți. Haideți adică să vă spun un secret și vă mulțumesc tare mult. La Congresul PNL, conform observațiilor jurnaliștilor de la Libertatea, de la tribuna partidului, spune Cătălin Tolontan, nu s-au rostit cuvintele serviciu public vreme de o zi, sâmbătă, cât au fost alegerile alea. Așadar, oamenii care s-au urcat pe scenă n-au vorbit despre ceea ce făceau ei în mod obișnuit, serviciu public. Mai grav pentru acești oameni este faptul că au reușit să prăbușească speranța, ceea ce este o realizare absolut epocală. Să poți să deții întreaga putere în România, dar să prăbușești speranța după ce ai venit într-o perioadă turbulentă în care ai îndepărtat o putere autoritară și cu gânduri iliberale, asta este cu adevărat ceva special. Iar acești oameni au reușit să facă acest lucru fără un adversar politic, într-un an, și au pus mari semne de întrebare asupra bunului simț politic, asupra capacității profesionale, dar mai ales asupra scopurilor lor în aceste funcții. Asta e de fapt marea problemă pe care o putem sau trebuie să o rezolvăm. România în direct de astăzi se încheie aici. Eu sunt Cătălin Striblea, vă spun spor la treabă. Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa FM.